Hristos evidențiază o altă situație, sau nu știu cum să zic, un alt portret din cadrul acesta. Și anume, zice, vai de cel prin care contextul de a-l supăra pe celălalt e pregătit sau e venit. Adică pricina ca eu să mă supăr pe tine vine 100%. Pricina ca tu să te superi pe mine și să-mi greșești vine 100%. Doar că cel prin care vine e vai și amar de capul lui. Nu știu foarte multe situații prin care eu pot să aduc pricină de supărare a ta pe semenul tău, dar câteva știu. Îți spun o vorbă adevărată, dar pusă strâmb. Îți spun ceva de pe frate, despre fratele tău adevărat, dar îți spun strâmb. Și atunci tu deja ai pricină ca să-l superi pe fratele tău. Pricina de păcătuire vine, dar e vai de mine. Sau, mai rău, îți spun ceva mincinos despre fratele tău. Și din acel motiv, din acel moment, tu ești încărcat și ești justificat să-i greșești. Pricina de potignire vine prin mine. E vai de capul meu. Dar tu l-ai supărat. Sau îl vei supăra. 3. Uneori stăm în pat sau pe scaun sau singuri și halucinăm. Construim situații care să ne justifice să greșim sau să jignim sau să supărăm pe fratele nostru. A, sigur, știu eu ce gândește el, știu eu ce mi-a făcut el, știu eu. Tu nu știi nimic din astea, dar le halucinezi. Și în momentul în care te-ai întâlnit cu el, îți dai drumul. De această dată, în tine se întâlnesc două demonizări. Una, că tu ai creat pricina de păcătuire și doi, că tu ai și săvârșit păcatul în defavoarea sau pentru supărarea semenului tău sau a fratelui tău. Și după ce Iisus Hristos creează contextul acesta, folosește un singur cuvânt. Iartă-l. Cui se adresează acest cuvânt? Iartă-l. Nu? Cui se adresează acest cuvânt? Iartă-l. Celui nevinovat. Cui se cere pocăință aici? Celui pocăit. Cui se cere întoarcere la Dumnezeu? Celui întors la Dumnezeu. Cui se cere să treacă cu vederea? Celui ce trece cu vederea. Este vorba despre o absurditate dumnezeiască dusă la absurd. Lucru care este cu neputință să-l pui în canoanele legii. Lucru care este cu neputință să-l consemnezi într-o legislație. Lucru care este cu neputință să-l pretinzi cuiva. Este ca și cum cineva ți-a spart casa, anunți poliția, poliția îl găsește în cele din urmă, ești chemat la tribunal, la procese și ascultă judecătorul, avocații, argumentele, tot, se aduc dovezi
Și în final se dovedește că îi da Dumnezeu. Ea este persoana care ți-a spart casa, ți-a furat asta, ți-a furat asta, ți-a dat și cu coada de mătură în cap sau de lopată. În sfârșit, e clar, el este vinovat și dumneata ești nevinovat. Sentința. Vă rog, domnule Coman, să-l iertați. Păi stai un pic, eu am umblat la tribunal și mi-am luat avocat ca să dovedesc că omul ăsta este vinovat și acum sentința judecătorească este ca eu să-l iert? E absurd. Numai să vă spun ceva. Nevinovatul care nu iartă rămâne vinovat. Repet. Nevinovatul care nu iartă rămâne vinovat. De ce? Dumnezeu este singurul care nu judecă prin comparație. Hotărârile legislative pe care le ia Dumnezeu nu le ia comparându-ne pe unul cu altul, ci le ia dintr-o perspectivă de autoritate absolută, cu direcție punctuală spre fiecare. În acest context, omul nevinovat care nu iartă, omul bun care nu iartă, omul care nu face greșeli și nu iartă, omul acesta rămâne vinovat, rămâne un om rău, rămâne un om neamabil, rămâne un om care nu are încărcătura duhovnicească pe care o pretinde Dumnezeu. Și lucrul acesta este enervant. Noi în fiecare zi căutăm justificări la această atitudine care nu-i place lui Dumnezeu. Nu știu, dar cei care ați crescut la țară, probabil că știți că una din preferințele găinii este ca să iasă din curte. Și sunt mai mult fel și fel de curți, după cum și face oamenii, unde sunt tot rupte scânduri din gard și ea iese, se duce în grădina cealaltă sau iese în drum sau mă rog. Dar este câte un om care e gospodar și care face foarte bine, repară foarte bine gardul, că nu este nicio gaură de ieșit. Și nu știu dacă vă aduceți aminte, sau alții poate chiar vedeți acum, dacă aveți găini acasă, găina se duce așa lângă gard jos și cu capul merge așa uitându-se, roată pe gard până ajunge de unde a plecat. Mai stă ce mai stă și o ia înapoi. Și atâta se învârte pe lângă gard și în tot, dar măsă așa, ia fiecare crăpătură, fiecare crăpătură, fiecare crăpătură. Da, de da, de găsește una. Iar dacă prin întâmplare poate să râche sau cumva să așa, țuș, te-a scăpat. Asta facem noi de dimineața până seara. Exact cum merge găina așa de-a roata pe lângă gard, măcar că cumva știe că a fost reparat gardul și de-aia tot speră că da, de da, de tot găsește o gaură pe unde să iasă. Exact așa facem noi. De dimineața până seara, să găsim o soluție logică prin care să se înțeleagă că noi care suntem nevinovați nu trebuie să iertăm. Noi care suntem buni nu trebuie să fim buni. Noi care suntem corecți, nu trebuie să fim corecți. Numai că se întâmplă un lucru. Moare. Sau mor eu.
Și nu există nicio vinovăție mai mare cu care poate să moară un om decât cea că n-a iertat. Știți de ce? Cine moare cu vinovăția că n-a iertat, nu îi se va ierta niciodată. Așa este rugăciunea domnească. Și iartă-mă pe mine cum eu iert celui care îmi greșește. Însă nouă ni se pare atât de neimportant lucrul ăsta despre care vorbim în seara aceasta, că nu reprezintă mare lucru sau nu reprezintă nimic pentru credința noastră. De ce? Pentru că nu-i logic. Pentru că nu se poate înțelege situația asta. Pentru că un Dumnezeu care îți pretinde o situație de felul acesta este nedrept. Și toate aceste apeluri ale noastre, toate aceste răfuieli ale noastre, toate aceste proteste ale noastre, culmea, sunt justificate. Acesta este motivul pentru care apostolii, când au auzit acest lucru, i-au cerut lui Hristos un singur favor. Care? Mărește-ne credința! Noi nu putem crede că este vinovat cel nevinovat. Noi nu putem crede că este nemântuit cel neprihănit. Noi nu putem crede că este rău cel care e bun. Noi nu putem crede că este nesfânt cel care e sfânt. Mărește-ne credința ca să credem! Ce? Cel care păcătuiește împotriva noastră, cel care ne jignește, cel care ne baciocorește, el trebuie iertat de mine, neprihănitul. Dacă nu-l iert, mă duc în mormânt neiertat. Iubiții mei, frați, dragi oameni, repet, nu cred că vreunul dintre noi, în frunte cu mine, putem lua în serios lucrul ăsta. Dar lucrul acesta este foarte serios. Iertați până mai aveți pe cine. Că după ce lucrul acesta s-a dus, e degeaba. E degeaba. În încheiere, aș vrea să folosesc situația unui om care era despărțit de moarte de câteva clipe, în care real sau halucinant vedea cerul deschis. Și constata în acest spațiu de câteva secunde dintre moarte și viață, că toți cei care erau în jurul lui erau niște descreierați, erau injectați de ură și de crimă împotriva unui sfânt, a unui nevinovat. Și pe măsură ce se consumau fracțiunile de secundă, a ajuns în postura în care a zis: dacă acum tac, voi muri cel mai vinovat dintre toți. Și atunci s-a uitat spre cer și a zis lui Dumnezeu: iartă-i.
și deduc. Asta nu mai scrie că în acele fracțiuni de secunde i-a iertat și el. Așa a murit Ștefan, fără să aibă păcat. Iartă până mai ai pe cine. Că dacă moare sau dacă vei muri, te duci în pământ cu cel mai cumplit păcat, păcatul neiertării. Și un om neiertat nu poate să fie mântuit. Dumnezeu să-ți ajute ție și Dumnezeu să-mi ajute mie. Câtă vreme mai avem suflare în noi, să iertăm. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, cum zice frate Ciula, iartă-l, să-l ierți. Așa să-mi ajute Dumnezeu și așa să-ți ajute Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că socotelile tale și felul tău de a fi este străin de socotelile noastre și felul nostru de a fi. Și îți mulțumim că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt pentru ca să socotim ca Tine și să fim ca Tine. Doamne, mărește-ne credința să putem crede că așa este. Și crezând, Doamne, crezând lucrul acesta, să iertăm pe toți cei ce ne greșesc. Îți mulțumim că ne asculți. Rămâi cu noi. Prin Domnul Iisus Hristos te rugăm. Amin.